Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc că ne puteți urmări live și pe paginile de socializare Facebook, Instagram și TikTok, Hunedoara 1 TV și Hunedoara Liberă, și în fiecare zi de la ora 16 și de la ora 20. Discutăm astăzi despre noile șantiere care s-au deschis în această perioadă în municipiul Hunedoara. Ne-am cam obișnuit cumva în ultimii ani să discutăm tot despre șantiere deschise, dar și închise la un moment dat, pentru că în ceea ce privește modul în care se desfășoară lucrările aici, unele șantiere nu sunt deschise și atât, doar de dragul de a mai bifa cumva încă o deschidere de șantier, ci sunt și finalizate mare parte dintre ele. Cele care nu sunt finalizate încă mai au puțin de așteptat, pentru că acesta este termenul prevăzut în contractele respective. Așadar, discutăm astăzi despre proiectele pe care administrația publică locală din municipiul Hunedoara le are pentru această perioadă, iar pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe primarul municipiului Hunedoara, pe domnul Dan Bobouțanu. Bună ziua, bine ați revenit! Să rămâne și mulțumesc pentru invitație. Am dorit cumva să subliniez acest lucru cu șantiere deschise, pentru că mai avem exemplul altor comunități din județul Hunedoara în care se sparge, se sparg trotuare, se sparg străzi și mai avem de așteptat, cetățenii au de așteptat destul de multe luni până când se vadă că într-adevăr se lucrează ceva pe acele șantiere. Iată că la Hunedoara spargeți, dar și faceți. Am mai fost întrebat pe acest subiect și într-adevăr este cumva dezolant să începi un șantier, să nu reușești să ai și ritmicitatea lucrărilor. Nu vreau să iau partea nimănui, dar vreau să vă spun că vina nu aparține în mod direct administrației locale. Societățile comerciale care participă la aceste licitații au niște documentații de încărcat în sistemul electronic, câștigă o licitație în sistemul electronic, prezintă lista de cantități, prezintă F-urile, totul este ok, se semnează contractele, se depun scrisorile de bună garanție. Problema este în curtea lor. În curtea lor, pentru că nu au resursa umană calificată, lucru care nu ți apare în licitație. Și chiar dacă ți-ar apărea, să spunem, un extras revisal cu resursa umană, ea se poate să aibă o fluctuație de la o zi la alta. Este o vină de sistem, până la urmă. Este vina celor care au închis școlile profesionale cu ani de zile în urmă și iată că lipsește cel puțin o generație de constructori care să lucreze. Dacă observăm, media de vârstă este de 50 de ani a constructorilor în momentul de față. Dar oameni, pe cetățeni nu interesează pe cetățeni nu interesează, dar este bine să venim. Începută este și finalizată. Este bine să venim în aceste emisiuni în care suntem invitați și să explicăm, de fapt, care sunt cauzele întârzierii anumitor șantiere. Pe urmă, să nu uităm, contractele acestea care se derulează în bună parte în România, dacă vreți, haide să luăm municipiul Hunedoara, ca exemplu, sunt contracte semnate în perioada 2016-2020, care acum se implementează. Ei bine, a venit o pandemie, unde timp de 2 ani de zile mai mult nu s-a lucrat. A venit războiul din Ucraina cu repercusiunile asupra prețurilor pe materiale, prețurilor pe combustibil, pe energie electrică, pe gaz și așa mai departe. Lucru care iarăși a destabilizat piața forței de muncă și piața constructorilor. În momentul de față, fiecare primar cred că încearcă să accelereze șantierele. Astăzi am avut o vizită în teren, iarăși vizită în teren, să nu vă imaginați vizitele lui Ceaușescu, dar până la urmă nu Ceaușescu a inventat vizitele în teren, ele se făceau dintotdeauna. Am plecat cu constructorii de pe coridorul de vest, arătându-le că, uite, ați defrișat o zonă și nu v-ați apucat. Ei îți explică, domnule, trebuie să luăm buldo de acolo, să luăm excavatorul din altă parte că s-a stricat al nostru și mai departe. Trebuie să recunosc, sunt întârzieri. Dar pe aceste șantiere, verificați aceste lucrări? Suntem, pentru că ne interesează în mod deosebit, nu neapărat
din cauza comentariilor de pe Facebook, poate unele dintre ele chiar îndreptățite, dar ne interesează în calitatea mea de ordonator principal de credit, în calitatea unor colegi din primărie ca manager de lucrări, să le finalizăm până în 31 decembrie 2023. Deci este, în momentul de față, este o clauză obligatorie ca toate aceste șantiere deschise să fie finalizate până în decembrie 2023, altfel apare dezangajarea sumelor acordate de către fondurile europene, ceea ce este foarte grav. Dar, încă o dată o repet, la noi, în municipiul Hunedoara, interesul este la cota maximă de a finaliza aceste șantiere. Faptul că avem într-adevăr și foarte multe, nu știu, eu cred că ar trebui să fie o laudă, pentru că până la urmă 27 de proiecte care au fost scrise, care au primit finanțare, înseamnă că s-a muncit mult din partea echipelor care au scris proiectele, din partea celor care au început să le pună în implementare. Dacă am fi făcut mai puține, n-am fi avut nici noi șantiere deschise și care merg greu. La noi se lucrează, poate spre deosebire de ce a vrut să argumentați dumneavoastră, dar sunt într-adevăr întârzieri și atunci cadrul legal permite ca printr-o notă justificativă a întârzierilor, și eu am enumerat două întârzieri, nu? Să poți să prelungești aceste contracte, atât contractele de finanțare care sunt prelungite cu acordul de revest, cât și contractele de lucrări, în așa fel încât să le terminăm, pentru că nu putem să blocăm și să ce colăm de la capăt. Nu mai avem timp să o luăm de la capăt cu licitațiile. Există riscul ca vreunul dintre proiectele și șantierele care sunt în prezent deschise să nu fie finalizate în decembrie. Eu vreau să cred că nu există riscul acesta, pentru că discutăm zilnic. Să vă faceți o idee așa. Am avut un blocaj pe proiectul de la spital cu reabilitare energetică. Blocajul este între constructor și proiectant. Primăria e prinsă la mijloc. Primăria are contract atât cu un proiectant, are contract cât și cu constructor. Ei doar trebuie să înțeleagă. Se pare că acest lucru merge niciunde în țară, nu doar în Hunedoara. Am fost mediator, ne-am așezat la masă, unii au spus că la proiect trebuie să-i dea o altă soluție tehnică, nu știu, la niște conducte până trebuie să treacă. Proiectantul a zis că nu e așa, iar ne-am pus la aceeași masă, am căzut de comun acord, 2 săptămâni de zile de vizită pe șantier, de discuții. Astăzi a fost ultima discuție chiar cu proiectantul, care a spus, te rog eu frumos, ai ajută-ne, da? Tot astăzi a avut loc discuția cu coridorul de vest, ceea ce povesteam. Ne-a dus în teren pe toate șantierele, pentru că coridorul de vest este cel care la rândul lui are o pietonală în centru vechi, are o pietonală pe strada Revoluției, are o semi-pietonală pe strada Maior Stângă, o semi-pietonală pe o bucățică de 9 mai, o semi-pietonală pe strada Castelului. Ce problemă aveam pe strada Castelului? Problema era că noi avem acolo un post trafo, care nu este bun și ne trebuie un post nou. Pentru aia trebuie, ca să putem alimenta cu energie electrică, nu doar Castelul, Luce și Riveranii, din jurul castelului. Și aici, ei, astăzi deja cei de la Enel introduceau canalizare subterană pentru cabluri. De asemenea, erau cei de la Apele Române, care urmează să intre în Albia Râului Cerna, să înceapă decolmatarea, inclusiv sub pod, pentru că sub podul de la castel, râul Cerna se duce exact într-unul dintre stâlpii de susținere și am spus să facem o deviere a cursului de la fosta moară, cum era cunoscut acolo sub castel, în așa fel încât să nu mai sape la baza podului. Toate aceste lucrări apar ulterior proiectului. Nu le bănuiești așa cum se întâmplă după câțiva ani de zile, că semnarea proiectului a fost în urmă cu ani de zile. Abia acum începe implementarea. S-a decopertat toată strada. Ei nu se pot apuca aici de lucru până nu se introduc rețele în subteran, că nu fi fraier să ne apucăm să facem strada semi-pietonală, ca pe urmă să ne dăm seama că n-am socotit puterea instalată pe castel cu postul de transformare și să facem un alt post de transformare. Inclusiv conductele de gaz la care s-a renunțat. Nu mai poți să intervii până la urmă, dar nu este de acceptat, că trebuie să spargi din nou. Strada Castelului este strada care vorbeam de coridorul de vest și aici toată piatra cubică se scoate, se așează piatră de andezit fiamat, se pun băncuțe, face o reabilitare totalitate. O zonă de promenadă, da, o zonă care pleacă din centrul vechi al Hunedoarei, din orașul vechi și ajunge la această strada Castelului. Cealaltă bucățică asta
a fost reabilitată pe alt proiect de fonduri europene, unde a trebuit să ținem cont din nou de zidul de sprijin, de decolmatare, de îngroparea cablurilor, e o întreagă nebunie. Nu câștigi un proiect în care să prinzi absolut tot. Valoarea poate fi scăzută, anumite cheltuieli pot fi trecute la neeligibile să le suporți tu de la tine și aia e o problemă. Trebuie să privești întotdeauna partea plină, partea goală a paharului. Nu-mi convine că nu-i proiectul integrat. Da, dar am câștigat bani pentru jumătate din el, jumătate o să vedem cum facem pe urmă. Veți suporta din bugetul local? Sunt sume de bani care se suportă și din bugetul local la acele cheltuieli neeligibile. Așa spune finanțatorul, pentru asta nu-ți dăm bani, pentru asta îți dăm bani. Când va fi finalizată această stradă? Toată zona aceasta trebuie să fie finalizată până în 31 decembrie 2023. Deci, astăzi constructorul m-a asigurat că nu vor fi probleme și că va fi finalizată. Noi acum arătăm o stradă care a fost finalizată, așa cum spuneam, pe alt proiect, strada la fel de rău arăta. Vor fi amenajate și locuri de parcare în această zonă a castelului, având în vedere că sunteți campioni în ceea ce privește numărul de turiști care vin aici? Ei bine, locurile de parcare, noi le-am gândit altfel. Una dintre porțiuni din centrul vechi, din fața părculețului, nu va fi făcută stradă pietonală, va fi lăsată ca loc de parcare și acolo eu spun că încap în jur de 100 de autovehicule. Ideea este ca turistul să rămână aici și cu ajutorul unor microbuze electrice să poată să ajungă la castel și să facă un tur al întregului oraș. Cam asta e ideea de a-i ține mai mult în oraș. Așa am gândit-o noi. Poate cineva să vină cu altă idee superbă în care să facem altceva. Evident, gândim și crearea altor noi locuri de parcare, inclusiv pe străzile adiacente castelului. Și asta avem în plan. Spuneați puțin mai devreme și de strada Major Stângă. Asta este strada Major, da, mulțumesc, este chiar strada Major Stângă, unde am început iară de copertarea. Străzile acestea oricum trebuiau făcute. Deci străzile acestea nu au fost făcute din anii 60-70. Deci să nu ne imaginăm că noi am intervenit de acum. Mici lucrări care însemna o plombă aici pe acolo. Deci turistul când venea pe aici se lua cu mâinile de cap, cum arăta. Ei bine, odată cu refacerea infrastructurii, transformarea acestei străzi în zonă semi-pietonală. De ce semi-pietonală? Pentru că avem riveranii care locuiesc în zonă și trebuie să intre cu mașinile. Deci va fi circulația rutieră numai doar pentru ei, vor fi bolari, riverani. Vor avea cartelă, frumos cu cartela, se dă jos bolardul, intră, se ridică bolardul și cu asta se termină povestea. Nu intră oricine pe străzile astea. Ei bine, în momentul în care noi le vom rebrandui, inclusiv proprietarii acestor clădiri, care sunt clădiri private, trebuie să treacă la rebranduirea, să folosesc același termen, a clădirilor. Lucrurile nu pot rămâne așa. Pentru că acele lucrări vor fi suportate din banii lor, presupun. Noi înștiințăm, unii dintre ei au început să-și facă, dacă păcat că, uite, mai înainte n-am fost atent, este o clădire istorică care chiar un proprietar de curând și-a aranjat-o. Acestea sunt clădirile noastre din centru vechi. Și pentru acestea trebuie să găsim surse de finanțare. Nu am un răspuns în momentul de față, o spun clar și răspicat, căutăm răspunsul pentru a găsi surse de finanțare. Toată zona aceasta, în anul 1900, de când avem noi fotografiile, era o zonă liberă, practic era o piață, piața Obor, să-i spunem așa, a unedorenilor, unde se făceau întrunirile publice, nu exista acest părculeț, părculețul este făcut undeva în perioada comunistă, dar am zis, păstrăm părculețul și aducem totul la același nivel ca o piață mare. A avut noi proiectul acela, cred că l-am mai povestit, Redescoperă Centrul Vechi. Ei bine, odată cu rebranduirea întregii aceste zone pietonale, în această zonă putem să mutăm un anumit festival, să mutăm chiar zilele Hunedoarei, pentru că nu ar mai fi deranjul atât de mare. Oricum, vom avea două zone în care putem să ținem festivalurile în Hunedoara, atât în centru vechi, cât și în zona Casei de Cultură. De regulă, orașele au o singură zonă. Iată, cam așa ar trebui să arate. Eu le-am spus celor care au făcut randările constructorilor: oameni buni, voi ce aveți acolo, respectați, că mie îmi place, că trebuie să dau ok-ul.
domn primar, așa iasă, bă băieți, ascultați-mă bine, dacă nu iasă așa, știți statuia lui Iancu de Hunedoara de pe castel, cred că acolo o să ajungeți și voi, așa trebuie să arate. Deci au luat acest angajament că va arăta identic cu ceea ce cubică, vedem acum. Piatră ăsta, andezitul fiamat, andezitul cubic. Steaua, i-am întrebat cum face steaua, a explicat astăzi cu o prelată, cum o să tăiem, cum o să facem urmele și bine, treaba noastră. Așteptăm să vedem și noi care va fi rezultatul final. Aceea este zona de parcare, ceea ce vedeți acolo în fața magazinului de la Lanțu, practic toată zona aceea nu va fi, este coborâtă, da? Și acolo vei putea parca, acolo vine și, vin și autocarele, nu vrem să ducem chiar tot turistul până în buza castelului. Că mai românesc, au totuși zone de vizitat. Să-i treci cu mașina în castel, dacă se poate. Da, știți că pe în urmă cu ani de zile se făceau mese festive în castel, mă rog, nu eram eu primar, și într-o zi am văzut o mijloc de locomoție, o autoutilitară, cum a intrat cu mâncarea pe podul castelului. Îți făceai cruce. Ce cauți aici? Chiar pe pod. A intrat direct în castel. Zic, bine că nu intrăm și cu mașinile direct în castel să-l vizităm. Probabil că unii și-ar dori, dacă s-ar putea să se întâmple acest lucru. Da. În ceea ce privește centrul vechi și toate lucrările care se desfășoară aici, am văzut că sunt unii cetățeni care sunt îngrijorați de zonele verzi, că poate nu vor mai exista atât de multe zone verzi în viitor, nu vor mai fi poate acești copaci sau nu vor mai fi plantați alți copaci în această zonă, care este realitatea, de fapt, cum va arăta? Părculețul va rămâne așa cum este, face parte din alt proiect, deja se analizează oferta tehnică și financiară, sunt 5 societăți comerciale de construcții care s-au înscris la această licitație pe Parcul Libertății, așa cum îi spune. Cât de curând se va putea anunța câștigătorul și undeva în luna mai va trebui să înceapă și reabilitarea părculețului, inclusiv cu acel pod din lemn care va traversa râul Cerna din Părculeț și care se va duce către Muzeul Fierului, Muzeul al Fierului, care și el la rândul lui se află în faza finală de licitație. Înseamnă că și pe acesta îl vom vedea la final de an finalizat sau aici o să dureze? Obligatoriu și aici. Deci și acest Muzeu al Fierului va fi acest muzeu trebuie să fie finalizat până la finalul anului. Știu că timpul este scurt, dacă oamenii s-au scris la licitație și cunosc timpii, înseamnă că se vor încadra. Sunt multe. Sunt multe. Mă scuzați. Sunt multe proiecte, ținem foarte mult la ele pentru că ani de zile am lucrat în detaliu pe fiecare proiect. Sunt convins că sunt detalii care ne-au scăpat, dar care pot fi recalibrate pe parcurs cu ajutorul proiectanților prin acele dispoziții de șantier. Nu am o îngrijorare ieșită din comun că nu vor putea să fie făcute. Eu sunt mândru de echipele care au lucrat la aceste proiecte, care lucrează în continuare la implementarea lor, oameni care își dau silința nu doar ca simpli angajații primăriei, ca simpli funcționari publici, oameni care au pus suflet în ele și de aceea vorbesc și eu poate cu atât patos despre ele. Este munca lor până la urmă, nu este doar munca mea. Ce până la urmă este munca lor. Este important să-ți lași amprenta asupra ceea ce faci. Totul se va schimba. Noi am mai vorbit în urmă cu ani de zile și am povestit despre aceste proiecte. Mulți n-au crezut de la început în niciunul. Iată că ușor, ușor, toate se apropie de faza finală și eu cred că putem să facem acest lucru. Ați transformat multe zone din municipiul Hunedoara sau unele sunt pe care de a fi transformate în zone pietonale sau semipietonale. La fel este și în ceea ce privește pietonala Gambrinus, care în continuare aici se desfășoară lucrări. Vreau să dau o explicație cu pietonale, dacă îmi permiteți. La început a fost așa wow, pietonala Corvin, ce frumos arăta. Pe urmă au văzut pietonala Salita și au zis, da, este mai frumoasă decât pietonala Corvin. La un moment dat, da, a apărut pietonalul Cora. Și atunci au început și primele semne de întrebare. Ce atâtea pietonale? Primarul ăsta nu știe să facă decât pietonale. În primul rând, nu le fac eu. Suntem o echipă, suntem noi. Nu este primarul. Cei din primărie nu știu să facă decât pietonale, poate așa ar fi corect să spui. A apărut și pietonala Gambrinus, de care aminteați. A apărut și pietonala de la Scări. A apărut și pietonalul de pe Ciprian Porumbescu. Doamnă, domnilor, pietonalele acestea sunt finanțate de Uniunea Europeană.
tocmai pentru a scoate poluarea din orașe. Tocmai pentru a demonstra că în orașele mici, până într-o 100.000 de locuitori, este posibil să ajungi cu mijlocul de transport în comun, cu acele autobuze hibride sau electrice, din punctul vestic în punctul estic sau cum doriți dumneavoastră, într-un timp foarte scurt, să poți accesa o bicicletă, nu trebuie să ți-o cumperi, o iei dintr-o stație de închiriere a bicicletelor, să te plimbi prin tot orașul, să te duci chiar și la piață, sau să te poți plimba pe jos, parcurgând cam într-o oră tot orașul, de la un capăt la altul. Eliminarea noxelor din oraș este prioritară pentru Uniunea Europeană. Altfel nu ar fi dat banii aceștia. Pietonale se fac pentru că pentru acest lucru sunt dați banii. O să spuneți, stimați hunedoreni, domn primar, stai puțin, adică vrei să ne spui că o să mergem pe jos la piața Obor? Acolo unde mergem noi în fiecare zi, nu, nu, domnule, nu o să mergem pe jos. O să mergem cu mijloacele de transport în comun, pentru că este mult mai ieftin, mult mai puțin poluant pentru noi toți și mult mai eficace, până la urmă, că nu-ți trebuie loc de parcare. Te urci în mijlocul de transport în comun, un mijloc elegant, modern, european. Asta este cu un bilet minim, eu aș vrea să dau eu aș vrea să fie bilet să fie zero. Să fie gratis. Biletul să fie gratis. Cum ați putea să te duci, poți să faci și acest lucru, pentru că pentru asta primești banii europeni să cumperi mijloace de transport. Și să te duci să-ți faci cumpărăturile și mijlocul de transport să circulă din sfert în sfert de oră. Să nu trebuiască loc la piață, să nu te cerți pe locul de parcare, nu o să ai niciodată locuri de parcare, câte mașini sunt, une doara, cel puțin din perioada în care este noua administrație locală condusă de mine din 2016, numărul mașinilor s-a triplat. S-a triplat. De trei ori mai multe mașini sunt decât erau în urmă cu 7 ani de zile. Ei bine, pentru că primim bani europeni pentru așa ceva. Pentru că asta este politica Uniunii Europene. Orașe în care să nu existe poluare la nivelul la care este în momentul de față, spre deloc, dacă se poate. Dar mă rog, spre deloc nu se poate chiar. E imposibil deocamdată. Ei bine, eu cred că putem să reușim să lămurim cetățeanul de ce are nevoie de mijlocul de transport în comun, de ce are nevoie să meargă pe jos, de ce are nevoie să meargă pe piste create special pentru biciclete, unde nu se va intersecta cu mijloacele, cu autoturismele. Sigur că da, este utopie să credem că vor dispărea autoturismele, este utopie să credem că vor dispărea autoturismele cu motorul termic și vor fi înlocuite doar cu motoare electrice. Deci dar se discută și la nivelul Uniunii Europene. Acum acela este drumul pe care îl trasează Uniunea Europeană pentru toate statele membre, inclusiv pentru România. Că ne place, că nu ne place, dacă noi am acceptat să fim în UE, să circulăm liber în Europa unde dorim noi, să lucrăm liber în Europa unde dorim noi, atunci trebuie să acceptăm și faptul că suntem obligați să reducem noxele, să reducem poluarea, iar acest lucru se poate face prin aceste proiecte. Dar cetățenii vor spune, bun, și eu va trebui să ocolesc poate 3 străzi ca să ajung acasă cu mașina? Nu, nu va trebui să ocolești, va trebui să te duci cu mijlocul de transport unde ai nevoie, mijloc de transport care te va transporta modern, civilizat, vei avea stații de îmbarcare civilizate, vei putea să faci multe alte lucruri, economisi mult din timpul tău și păstrând un oraș curat, un oraș verde. Haideți să vedem și câteva imagini de la această pietonală Gambrinus, pietonală la care în prezent se efectuează lucrări aici, se lucrează de zor, oamenii sunt pe șantier, să sperăm că nu sunt pe șantier, doar că le mai faceți dumneavoastră. Imaginele uneori, sunt de sâmbătă. Întrebați-mă cum de lucrau sâmbătă. Cum de lucrau sâmbătă? Sunt constructori care lucrează sâmbătă. Aici activează una dintre cele mai bune societăți comerciale de construcții care lucrează în Hunedoara, care lucrează sâmbătă, dar să știți că nu lucrează sâmbătă, că le-am spus eu, nu are nicio legătură cu mine. Eu m-am dus sâmbătă să văd ce lucrează angajații noștri de la Salupres și de la Ecoserv, de la Spații Vers, și m-am dus și pe aici să văd ce fac și am găsit la lucru. Noile alveole, exact modelul de pe Sanitas și de pe Cora, cu LED-uri, cu trepte, cu spațiu verde delimitat, cu piste de biciclete, pe aici va trece pista de biciclete. Va fi și zona pentru pietoni și va fi pistă? Și zona pentru pietoni pe sus, pe jos, pe aici zona de biciclete.
Și atât cum toată lumea poate să circule în siguranță, bicicliștii să nu fie... Să nu intersectăm unii cu ceilalți. Exact, să nu se sperie de mașini și să nu curce traficul rutier, cum se întâmplă de altfel în prezent. Aceste mini-ziduri sunt... Alveolele pentru a proteja spațiul verde. Acolo. Păi știți că noi românul întotdeauna... încercăm să găsim drumul cel mai scurt între două puncte, nu? Linia dreaptă. Și atunci am zis, domnule, hai să facem alveolele acestea pentru că nu se va mai urca nimeni prin zona verde. Și reabilitate și aceste trepte pe care le vedem acum. Treptele acestea, da, sigur că da. Totul, tot, absolut tot. Absolut tot. E bine că se lucrează și constructorul a înțeles, sau constructorii de fapt au înțeles cât de important este să-și ducă la bun final toate aceste lucrări și până la urmă confort, disconfort de fapt se creează pentru cetățeni, dar cred că rezultatul final va fi unul... Încercăm să fie disconfortul cât mai minim. Le-am și spus, alegem o porțiune și începem. Singurul disconfort în momentul de față este cel creat în centru vechi, dar acolo nu avem disconfort pentru cetățeni, pentru că nu sunt apartamente, zonele de blocuri sunt mai lateral, nu prea ai ce căuta pe acolo decât cu mașinile. Și acolo am zis, haideți să decopertăm și să începem cât mai repede, pentru că suntem în întârziere. Acolo, într-adevăr, ne-a trebuit un aviz de la... cred că de la cultură, un aviz care a încetinit foarte mult punerea în licitație a proiectului. Coridorul de vest este cel care se află în proximitatea castelului și atunci avizele au fost mult mai pretențios de obținut. În România nu este greu să lucrezi, în România este greu să obții avize, este greu să încarci documentații, poate este greu să analizezi documentații. Cea mai complicată. Birocrația este mai foarte complicată, este dusă la extrem. Da, e mai greu decât implementarea, cu siguranță. Vorbim de ani, de fapt. Eu vă pot face o analiză. De la momentul la care ai o idee, am o idee, îmi trece prin cap o idee și la momentul la care ideea este pusă în practică și o să vedeți că timpul de a face aceste proiecte este mult mai mare decât timpul de a le executa. Cred că aveți prea multe idei. Aici ai și cam multe idei, într-adevăr. Mai este o zonă care s-a transformat așa cu totul, numită La Trepte, cum este cunoscută, cred că de... Zona tinerilor. Exact. Eu au spus La Trepte, am păstrat și eu denumirea de La Trepte. I-ați păstrat această denumire, da, și aici, da, au fost făcute foarte multe modificări și este destul de vioaie acum. Și acolo am avut zonă. O idee, când eram tânăr, ne plimbam pe acolo cu prietenele și țin minte că practic zona fusese amenajată de sistematizarea comunistă de atunci, arăta bine, arăta ok. Ei bine, după Revoluție au început să crească lăstarii pe acolo, tufișurile, și în momentul în care aceasta este altă zonă pe care o reabilităm, nu este cea de care vorbesc acum, asta este zona a treptelor de la izvor. Practic și aici avem în plan... Ei, aici este zona de La Trepte și am zis, haide să vedem, să defrișem și noi tot dealul ăla, să vedem ce e acolo. Erau boschetari, nu știu, mă iertați dacă am folosit un cuvânt neacademic, câini vagabonzi, mizerie de nedescris. Și am zis, mă, ce facem? După ce am văzut cum s-a luminat toată zona, zic, păi ce mi-o să aminte când ne plimbam. Ce facem noi? Pe aceste trepte trec toți copilași și toți elevii de la școala primară, școala gimnazială, fostul liceu numărul 2. Și așa ne-a venit ideea cu amenajarea peisagistică și zonă pietonală. Practic, tot ce am defrișat până în capăt acolo este aleea, urmează că ne-a mai trecut o idee prin cap să prelungim pe un alt proiect acum de această dată pe PNRR, să prelungim zona aceasta până la izvor, până la treptele care le-ați văzut noastră înainte. Pe sub coasta dealului am descoperit un zid de sprijin, am pus să curățe cei de la Ecoserv, am găsit un zid de sprijin și am zis, nu, pe aici putem să facem și noi un drum așa, cum făceau și romanii până la urmă, aia ca zidul de sprijin, cu tare, ce să nu putem și noi să ducem mai departe o zonă de promenadă. Și intri de undeva din față, cum se vede, este bazinul de not acolo în capătul aleii, acolo vor fi trepte. Am văzut duminică cetățeni plimbându-se pe aici, chiar pe șantier se plimbau. Și vii și te duci până la izvor. Deci va fi și aici o zonă de promenadă. O zonă de promenadă a tinerilor și nu numai, cu băncuțe, cu loc de refugiu.
Și cu umbră, că văd. Și cu umbră, sigur că da. Tăiat, dar nu, am toaletat copacii, am avut o plângere și aici, nu știu, garda de mediu nu are treabă. Ei, toate plângerile vin pe teren, de data asta au venit că își fac datoria într-un fel, că eu mi-aș face datoria în altfel, adică aș inspecta marile grob de gunoi. Dar au venit pentru că am toaletat copacii. Cetățenii nefericită, garda a zis, bă, că-i prea scurt, bă, că-i prea lung, bă, că-i... Bă, în sfârșit, să nu ne criticăm instituțiile statului unele pe altele, dar cert este că am rezolvat și problema ciorilor, pentru că acolo erau cuiburi de cior cu nemiluita și cetățenii din zonă trăiau un adevărat calvar. Am toaletat frumos, nu mai sunt ciori, vine primăvara, vom avea verdeață, vom avea umbră. Foarte bine că luați în considerare. Bun, de regulă, și ce spun acele, cetățenii și... Da, de regulă acele sesizări pe toaletări sunt făcute doar de 2-3 cetățeni care dau de lucru gărzii de mediu și care garda este foarte încântată să meargă tot timpul să vadă cum se toaletează. Dar sesizările sutelor de cetățeni de ce nu toaletă nu sunt băgate în seamă de gardă. Să ne avertizeze, domnule, n-ați vrea să toaletați. Aveți sute de solicitări din partea cetățenilor? Mii de solicitări pe toaletări, mii. Și nu face față serviciul de gospodărire? Nu facem față și când facem față ne trezim. Acesta este izvorul pe care vrem să-l reamenajăm. Trebuie să vedem cum captăm apa, cum avem o problemă aici. Este apă potabilă aici? A fost apă potabilă și sunt mai multe izvoare care nu s-au colmat, vă dați seama, făcut în 1968. 68, da. Și am spus, haideți să-l redăm și acest monument. La capătul acelei alei pietonale, pe subdealul acela se va traversa, deci vreți să facem o altă alee care se ducă aici. Și atât că puneți în valoare și acest mini-monument, să-i mini spunem monument, până la urmă. Da, da. Pentru și că... acolo se poate trece spre Parcul Corvin. Îl aveți prins în proiect și da, reabilitarea. Și asta l-avem prins în proiect. Iată, cum spuneam, aveți parcă prea multe idei. Sunt zone vechi care meritau redate cetățenilor. Și pe care unii dintre cetățeni poate nici nu le cunosc. Nu-și mai aduceau aminte decât poate cei de vârsta mea. Și tot discutăm despre tineri, discutăm și despre educație, discutăm despre importanța implicării, inclusiv a administrației locale în tot ceea ce înseamnă în acest sistem educațional și așa destul de șubred în ultima perioadă. Să sperăm că totuși legile educației vor ieși și vor avea o formă potrivită pentru viitorii 20 de ani cel puțin, nu pentru viitorii sau viitoarele câteva luni, așa cum am fost obișnuiți, dar este importantă și implicarea administrațiilor locale în măsura în care puteți să faceți acest lucru și știu că sunt în reabilitare destul de multe școli, grădinițe, chiar și creșa din municipiul Hunedoara. Creșa este în construcție. Se află noua creșă, pentru că stați bine cu natalitatea, de câte observ. Aveți... Eram certat că scade natalitatea. Uite că între timp natalitatea și-a revenit datorită cetățenilor tineri din Hunedoara, datorită mie. Dacă le-ați creat și... acea pietonală, vedeți? Da, a reușit să atragem tinerii Hunedoara și am construit o creșă nouă. Cred că aceasta anul viitor cred că va fi gata. Dar se lucrează foarte bine, îmi place designul. A fost un proiect foarte făinuț. Cel puțin din imagine, da, așa da, pare. Da, e mare, e mare. Vor fi multe locuri amenajate Vor aici? Fi multe locuri, mă știu, cred că 60 de locuri, ceva de genul acesta o să avem. Dar standardul este un standard european, nu mai vorbim de o reabilitare a unei creșe vechi, cu toate că și creșa veche o avem într-un proiect de reabilitare, de data asta vorbim de o creșă nouă-nouță. Se află chiar în centrul orașului, în curtea fostei școli generale numărul 1, școală care la rândul ei are un alt proiect european și încă un proiect european de reabilitare și modernizare. Iată, e destul de mult disconfort și aici în zona aceasta, pentru că șantierul se află între blocuri, dar... Pare disconfort, dar e destul răbdare, de ascuns, că... așa, nu am dorit chiar să o ducem lângă stradă. Nu, știți cum este cu traficul rutier, cu copilașii, nu e bine chiar să expui la și atunci ați apropierea ales de stradă și am ales un loc mai ferit, cumva, da. Și să avem și o zonă mai mare unde putem să facem și un spații de joacă pentru copii, da.
și la grădinița cu program normal numărul 5 desfășurați lucrări în prezent și la grădinița cu program prelungit 1 sunt lucrări. PN5-ul este grădinița din micro 6, dacă nu greșesc. Cred că asta era cea mai groaznică grădință din Hunedoara. De departe era cea mai groaznică. Și am zis, haide să facem și grădinița aceasta. Iarăși beneficiem de un constructor bun aici, s-a mișcat destul de repede, mult mai repede decât am crezut. Nu au mai rămas decât zidurile în picioare, tot a fost schimbat acoperiș, căpriori, geamurile, ușile, recompartimentare, instalații electrice, instalații sanitare. Intră și partea de dotare acestor avem clădiri. Și partea de dotare, da, da, da. Iată, a mai rămas o pictură, a mai rămas o pictură cu castel copiilor, da, interesantă. Gândiți-vă că asta era, a fost construită undeva prin anii 70, cred că, are peste 50 de ani. Da, este destul de veche, dar e bine că o reabilitați și vor rămâne oare aceste picturi? Că văd că au fost cumva ferite de către muncitorii. Da. Cel care a filmat le-a scos în evidență. Aici avem... Aici e o altă grădiniță, de data aceasta este grădinița... Cu program prelungit 1, nu? Program prelungit 1, da, eu le știu după denumirile mai vechi, cred că este fosta grădinița IMH-ului, a întreprinderii miniere Hunedoara, ca și pe timpul comuniștilor, fiecare societate comercială din Hunedoara trebuia să aibă în întreținere, ca să, în administrare, o grădiniță. Și atunci așa le denumeam. Da, este și loc de joacă pentru copii. Este grădința din Piața Florilor. Destul de colorată. Le rebranduim frumos așa. Tot le cer. Haide să punem culori vii. Haide să schimbăm ceva. Trebuie să aveți grijă la culori, că am văzut ce ați mai pățit cu una dintre grădinițele pe care le-ați reabilitat și ați desenat un curcubeu frumos. Grădinița de pe... Cum se numește? 7 Pitici. Da, într-adevăr, acolo a rămas și o mirat de incultura unora dintre cetățeni. Mă rog... Unora, doi, trei, că nu vorbim de un număr mare de oameni care au mâzgălit tot ce au... Ideea acolo cu curcubeu a aparținut copiilor, că venea din pandemie, știți, curcubeu, noi stăm acasă, voi stați la lucru, este și un simbol biblic și am zis, nu, e un simbol biblic, haide să-l punem, dar se pare că unii sunt certați cu credința creștină și au scris tot felul de injurii pe acolo, pe acea grădiniță. Am intervenit destul de repede, am făcut un caz. Din asta n-am vrut chiar să captăm atenția tuturor televiziunilor de știri din România, dar a fost un gest urât. Împotriva unui simbol biblic nu trebuie să te revolți, trebuie să lași lucrurile așa cum sunt, nu trebuie să le atribui anumitei culturi. Exact. Este scris în Biblie, trebuia să te mărginești sau să pui o întrebare, de ce ați făcut asta? Și am fi povestit domnului o idee a copiilor. Fost, da, exact. Pentru că țineți minte toate afișele că ieșeau la geam cu curcubeu, o să ne facem bine, exact. O să fie bine. Nu știu ce au înțeles unii. Poate nimic. Cu siguranță, cu siguranță. Dar iată că s-a creat cumva un precedent și recent am văzut că și unul dintre utilajele care se afla pe șantierul unde se va construi un fast food renumit în întreaga lume și acolo a fost incendiat un utilaj. A fost incendiat un utilaj, iar mesajele xenofobe și rasiste care au fost scrise pe grădiniță și anticreștine au fost repetate aici. Deci eu cred, încă nu știu dacă i-au prins, nu i-au prins, până la urmă este treaba poliției municipiului Hunedoara, eu cred că sunt aceiași oameni. Pentru că mesajele, da, duc cam în aceeași direcție, iar incendierea utilajului, cum să spun, este făcut de o mână criminală. În dimineața respectivă am primit un mesaj de la poliția locală motivând că a fost un scurt circuit și poliția se află la fața locului, a fost stins incendiu de către pompieri. Ulterior am primit un filmuleț în care mi se arăta că de fapt a fost un cetățean care a dat foc cu intenție
utilajului, captura fiind făcută de pe una dintre camerele de supraveghere din zonă. Cum să zic, este revoltător, dar în același timp avea și o parte amuzantă care n-ar trebui să existe, dar exista. Deci acel individ era să ia foc. Se vede cum iasă în flăcări el de sub capota utilajului. Vă dați seama câtă minte a putut să aibă. Și a dat foc cu intenție. Culmea este comunicatul nostru de presă că un brand de renume vine într-un municipiu care nu este reședință de județ. Astfel de branduri comerciale vin doar în municipiile reședințe de județ. Iată, suntem probabil unul dintre primele orașe care spargem această piață în ghilimele a brandurilor sosite în alte municipii decât reședință de județ. Am dat comunicatul că asta se construiește acolo pentru că mulți se întrebau. Povestea este mult mai veche, nu de acum. S-a licitat mai de mult. Ați atras critici după ce ați făcut acea postare. Și cum este că m-a atras critici? Eu în prima fază n-am înțeles. Domnule, zic, vorbim de locuri de muncă, că tot discutăm, că nu sunt locuri de muncă, că domn primar locurile de muncă în sus, locurile de muncă în jos. Nu le creează primăria, probabil. Păi nu. Bun, terenul este al primăriei. Terenul a fost în concesiune cu tocmai pentru a se crea o investiție, da? Și așa s-a ajuns la acest brand. Creăm câteva locuri de muncă, nu sunt multe, dar pe piața din Hunedoara contează orice loc de muncă și cele două locuri de la un butic contează. Și tu te duci să dai foc în semn de protest. Că se face, că vine KFC-ul și vezi, dragă doamne, nu mai avem mâncare vegană și avem doar hamburger sau ce să înțeleg. Păi fiecare este liber să ducă unde vrea. Poți să ai și mâncare vegană, poți să ai și mâncare bazată pe carne. Asta nu înseamnă că trebuie să distrugem unele lucruri. Păi nu, da. Și un semn mare de întrebare. Investitorii care ar dori să vină, cam cum s-ar gândi? Cam care ar fi reacția în momentul de față? Pentru că știrile astea circulă instant pe toate rețelele de socializare. Nu trebuie să aștept ziarul de a doua zi dimineață ca pe timpuri să citești așa ceva. Televiziunile sunt online. Ați avut o discuție cu reprezentanții acestui fason? Am avut o discuție și au reparat utilajul. Lucrează mai departe. Deja cred că au și ieșit din pământ, din fundație. Au și început să ridice. Iată, dacă se face, de ce se face? Dacă nu se face, de ce se face? Pot să-i asigur pe cetățenii de bună credință că nu ne oprim din toate proiectele cu care suntem în curs de derulare, pe care urmează să le facem, nu ne oprim, pentru că marea majoritate, peste 90% din cetățeni, cred în aceste proiecte. În prezent se lucrează și la autobază. Îi rog pe colegii din regie să pregătim și aceste imagini, să putem să comentăm pe baza lor. Cum spuneam, sunt multe șantiere în municipiul Hunedoara. Iată, avem acum în imagini și ceea ce înseamnă această autobază și o să vă rog așa în... Oare aveți? Da, dacă ați avea imagini, dar n-aveți imagini cum va arăta autobaza. Poate cu altă... Data viitoare poate să le prezentăm și în altă emisiune am ales o clădire, cum să zic, o tentă industrială. Ceva de pe la 1800-1900. Văd foarte mult fier acolo. Aveți și pază pe aceste șantiere? Avem pază. Au ei pază pe aceste șantiere. E bine atunci. E bine. Bun. Dacă n-au pază, au cameră de luat vederea vizamatorilor ca la încendierea multă încărcătorului. E tentația mare. Merge greu și aici șantiere. Lucrarea, dar aici avem noroc cu toții că este un constructor chiar bun, bun de tot. Câteodată îl văd așa nervos, omul e foarte pe treaba lui și i-am zis când am fost dacă în e vizită, nervos înseamnă că se implică, se nu? Implică și zic meștere, domnul inginer, să mă știu cum i-am spus, luna iulie, nu? Că așa ai spus, domn primar, am zis august, poate chiar septembrie. Bă, cam păi zic norocul. Eu mi-am trecut iulie, nu! Ți-ai trecut iulie că așa ai vrut să-ți treci acolo, să pui presiune pe mine, eu ți-am spus, dă-mi pace, eu nu termin până în august, bine, termin în august, am vrut să-i zic, în august am vrut să trec și eu, dar după urmă spun, ai de septembrie, dar nu, exact. Omul își face treaba jos, pălăria, cel cu părul alb, cel cu părul alb, uite, e la domnul inginer, ești la televizor, te vede toată lumea că ai spus că în august termini. Nu în iulie, așa cum ați spus. Nu, iulie, în august să termine, trebuie să vină autobuzele. Când autobuzele trebuie să vină din Polonia.
autobuzele au termen de livrare bun și ele au lungit prin noiembrie și le-am zis august. Și de acolo apare luna august. Autobuzele trebuie să vină într-o autobază nou-nouță. Deci nu e simplu. Vă rog să mă credeți. Nu vreau să mă plâng. Dar nu este simplu. Proiectul, fiecare proiect are în spate alte obligații. Autobaza trebuie să fie gata la timp pentru că vin autobuzele. Dacă vin autobuzele, vin și stațiile de încărcare electrice, tot aici la autobază. Adică nu punem presiune de dragul de a ne afla în treabă, de dragul doar, hai că am finalizat, nu contează cum. Contează cum finalizezi, pentru că trebuie... Avem fotografiile, nu, felicitări celor care le-au găsit. Mulțumim, imagine. Autobaza, vedeți, n-am ales o chestie așa futuristă, ceva ca viitor. Am zis, vreau așa cum a fost un Edoara industrială, o clădire industrială. Bineînțeles că pe interior are toate dotările de clădiri moderne. Exact. Au fost prezentate două variante. Sunt ani de zile de care am gândit aceste proiecte câteodată. Și noi dăm seama că, sau nu ne dăm seama cum au trecut anii peste noi. Deci în septembrie vom putea să venim să filmăm aici și această autobază. Domnul inginer ne-a asigurat că în august e gata, deci ca tare trebuie să vedem să filmăm locul unde vor intra cele 20 de autobuze mari și cele 4 microbuze mici. Abia așteptăm să vedem cu spații verzi, cu toată infrastructura stradală. Și am ales locația, se vede de la drum. Toți turiștii care vin în Hunedoara dinspre Prislop vor vedea această frumoasă autobază. O poartă de intrare. Autobază, nu autogară, autobază. Ne apropiem ușor-ușor de finalul emisiunii, prea repede. Aș vrea să mai punctăm un singur lucru. Am văzut în unele dintre comentariile pe care unii dintre cetățeni le postează, fie pe pagina dumneavoastră de Facebook, fie pe pagina primăriei, și unii dintre ei se plângeau că în cartierul OME nu s-au făcut lucrări aici, nu au fost reabilitate drumurile, trotuarele. Aveți un plan și cu acest cartier? În cartierul OME-ul mic, în cartierul OME s-a rezolvat tot. Locuri de parcare nou create, încă sunt multe locuri libere, pentru că mulți cetățeni încă și le lasă la stradă, acolo, lângă scară, să merem direct cu plaza de cumpărături de la piața Obor, să intrăm direct în bloc. În cartierul de case, într-adevăr, în OME-ul mic, nu am intervenit deloc. Pentru că prin acea zonă vor trece foarte multe, sau va fi implementat noul proiect al societății APA Prod, aflată în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, pe POIM. Se vor schimba branșamente noi, conducte noi de apă, sunt și lucrări de canalizare. Chiar dacă eu am proiectarea făcută pe asfaltările din aceste cartiere, nu pot interveni, pentru că în momentul în care aș interveni, aș da de acele conducte vechi. Ba mai mult, zilele trecute am avut o întâlnire cu reprezentanții E.ON Gaz, care mi-au dat o listă de străzi pe unde vor trebui să intervină ei la rândul lor să schimbe conductele care sunt vechi cu aceste conducte noi care se produc acum pentru gaz și să mergem în tandem. Deci noi acolo trebuie să intervenim. E.ON Gazul, electrica, apă și canal și primăria cu asfaltarea. Noi puteam să asfaltăm de ieri, dar trebuie să așteptăm după ceilalți. Primii care vor da tonul lucrărilor acolo sunt cei de la APA Prod. Consiliul Județean a reușit să facă un mega proiect. E șmecher de tot proiectul mai pe românește. Deci Hunedoara va beneficia încă de câteva milioane de euro pentru apă și canalizare în toate zonele din municipiu, cât și satele aparținătoare. Nu este un lucru puțin, să știți. Știți când veți putea să începeți aici? Ei deja am înțeles că sunt în licitație. Acum depinde de ei. Ei vor face un grafic de lucrări și ne vor anunța ei când au licitat. Ei sunt cei care vor da tonul. Da, APA Prod Hunedoara. În ultimele 2-3 minute din această emisiune aș vrea să ne lăsăm așa purtați puțin de imaginație și să ne povestiți puțin cum va arăta Hunedoara 2030. Wow! Hunedoara 2030! De fapt, nici nu așa de departe, acum dau seama, 2023-2030. Hunedoara în 2030 trebuie să fie acel mic orășel din Austria. Eu așa întotdeauna visez un oraș
super curat, un oraș lipsit de poluare, un oraș sigur, un oraș care să îmbine trecutul castelului cu prezentul unor investiții în energia verde, producătoare de locuri de muncă bine plătite, și un oraș în care, cum să spun eu, să vrei să locuiești, să-ți dorești să locuiești, să-ți dai seama că ai un spital la norme europene, că ai școală și creșă pentru copii la norme europene, că ai o infrastructură stradală în care să nu mai poți să faci o poză, să vezi și o groapă, numai dacă te-a pus să spargi cu târnăcopul să faci o poză, să-ți inviți prietenii și rudele să viziteze castelul, să viziteze zonele de promenadă, cam asta vreau eu. Un mic oraș din Austria. Pentru mine Austria este etalon ca și țară în tot ceea ce înseamnă o localitate. Cam acolo vreau eu să duc lucrurile, dacă o să fim sănătoși, dacă o să ne aleagă cetățenii, pentru că mulți întreabă și spun, da, domn primar, știm, noi am auzit pe surse că o să plecați la Consiliul Județean, în Camera Deputaților Senat, într-un minister, nu. Eu nu o să plec la Consiliul Județean pentru că avem candidat la Consiliul Județean care este Laurențiu Nistor și are o echipă bună lângă el și o să susțin să candideze din nou în anul 2024 și o să și câștigăm. Nu o să mă duc în Parlamentul României, că avem deputați, senatori și actuali și doritori foarte buni, au loc destui pe acei liste. Nu o să plec în niciun minister. Eu vreau să duc Hunedoara acolo unde a zis noastră în anul 2030, ca un mic orășel etalon din Austria să arate. Abia așteptăm să ne plimbăm și noi prin această Hunedoara. Nu este chiar atât de departe. Nu este departe 2030, deși pare pentru unii, dar este atât de aproape de fapt și când aveți atât de multe șantiere în lucru, multe proiecte pe care încă nici nu le-ați scris probabil, dar aveți nu, idei am în discutat, în am discutat minte, despre da. Cele în implementare, despre celelalte care urmează și care au primit deja finanțare. Dacă mă mai invitați data viitoare, cu drag. Cu drag o să vă invităm și o să vă rugăm să ne mai plimbați puțin așa în ceea ce va să însemne Hunedoara poate și după 2030. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Și eu mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Rămâneți în continuare alături de noi pentru că după publicitate voi fi aici cu un nou invitat.